Da, suntem live. Okay. Good morning, everyone. Bună ziua tuturor. Bună ziua tuturor. Morning. Good morning. Good morning. Morning. Bună dimineața. My name is Cristina Frolov. Sunt Cristina Frolov și I'm the president of the sunt National președintele Association and I welcome și eu salut to our fourth edition pe toți la a patra ediție Antrim Incoming and Domestic Travel Forum. A forumului Antrim privind turismul receptor și domestic. Va fi vesel. Bun, eu am să continui un pic în română pentru colegii noștri din Republica Moldova. Forumul este dedicat în primul rând segmentului de turism receptor și domestic din Moldova și are rolul creării unei platforme de discuții și stabilire de parteneriate, potențial de stabilire de parteneriate, dar și dezvoltare profesională și dezvoltare nemijlocit a industriei turismului receptor și domestic din țara noastră. It's a formal discussions. Da, vă rog. Cea de-a patra ediție a forumului, care are loc din 4 pe 6 august, va evidenția, în primul rând, necesitatea adoptării unui răspuns în ajustarea strategiei de business și orientarea industriei turismului către noile realități, mai ales din cauza acestui virus care ne-a schimbat peste noapte viața și, de asemenea, să adaptăm activitatea noastră turistică într-un mod cât mai productiv. Ediția aceasta este una extraordinară, dar fiind faptul că trăim cu toți într-un context fără precedent, trăim într-un focar global de pandemie care ne-a afectat pe toți. Criza cauzată de infecția COVID are un impact asupra întregului lanț valoric al industriei turismului din Republica Moldova. În același timp, micro-întreprinderile, precum și întreprinderile mici și mijlocii din segmentul turismului intern și receptor, sunt un grup vulnerabil constrâns de dificultăți în materie de reglementare și de tip financiar care afectează competitivitatea acestora chiar și înainte de apariția COVID. În această perioadă suntem cu toții în căutarea unor soluții pentru a ne adapta și a reacționa conform situației. Din acest motiv, Antrim organizează acest forum online pentru a aduce în fața dumneavoastră experți internaționali care se vor împărtăși cu experiențe și cunoștințele lor. Încurajăm toți specialiștii din industria turismului să se alăture și să pună întrebări. Vreau să vă atenționez că pot fi puse întrebări pe tot parcursul acestui forum și vă rog mult, de asemenea, pentru cei care ascultă în traducere să aleagă limba spaniolă ca limbă de traducere, pentru că nu există limba română. Vă încurajez, vă rugăm mult să ne puneți întrebări pe tot parcursul pentru a fi cât mai mobil. Chiar dacă suntem online, oricum să avem senzația că suntem împreună. Da, am să continui. Nu știu, traducerea merge paralel, da? Eu nu aud și nu știu dacă se traduce. Da? Da. I would like to take this opportunity to thank Vreau să mulțumesc all Antrim members because toți membrii Antrimului. The 50 businesses representing acele business-uri care and domestic tourism reprezintă sectorul de turism receptor și domestic. Productive activities. Pentru activitățile productive. We'd also like to thank our government. Vrem de asemenea să mulțumim guvernul nostru și Partenerul de Dezvoltare și Ministerul Economiei cu care am reușit să realizăm mai multe lucruri importante și să inițiem diferite politici. We're thankful to our strategic mulțumim partenerilor strategici. The United States de asemenea, mulțumim USAID-ului. The USAID, as well as the Swedish la fel și guvernului suedez pentru suport care a oferit industriei de turism și Antrimului
în cadrul acestor proiecte. Vrem să mulțumim și Verdului și altor parteneri și mulțumim pentru acea cooperare extinsă de care avem parte. Deci, oficial putem deschide această a patra ediție și vreau să invit pe domnul ministru al economiei, domnul ministru Sergiu Raelan. După aceasta vom avea pe directorul misiunei USAID, Stock Hochlander, și șeful programelor de domnul Chris Perkins de la ambasada. Vă mulțumim, stimate domnule, pentru susținerea dumneavoastră, pentru încurajări, dar și sperăm la continuare reformelor inițiate. Dacă ați dori și dumneavoastră să interveniți cu un mesaj de salut. Stimată doamnă președinte, mult stimate domnule Hochlander, dragi colegi, am deosebită plăcere să vă salut pe toți la cea de-a patra ediție a forumului ATRIM pentru turism receptor și domestic 2020. Exprim sincere aprecieri pentru organizarea acestui forum cu o agendă de actualitate, axată pe digitalizarea turismului și tendințe macroeconomice. Industria turismului este importantă pentru economia națională, ca aspect al valorii economice pe care o poate genera, dar și aspect social, dat fiind perspectiva creierii locurilor de muncă și oportunităților antreprenoriale pentru mii de cetățeni, sporind astfel și dezvoltarea regională durabilă. Turismul receptor și domestic sunt domenii strategice, priorități în politicile Ministerului Economiei și Infrastructurii. Pandemia COVID-19 a tras după sine o criză financiară fără precedent în domeniu. Întreaga industrie mondială a turismului, inclusiv cea din Republica Moldova, a fost grav afectată, înregistrând în țara noastră o diminuare de peste 28% în primul trimestru a acestui an. Astfel, pentru a susține mediul de afaceri din acest sector și pentru a redresa situația privind turismul receptor și intern, guvernul a operat modificări legislative importante cu rolul de a facilita activitatea mediului de afaceri din acest domeniu. Aceste modificări legislative simplifică regimul regulatoriu, eliminând unele bariere, instituie patentele de întreprinzător pentru vize de turism, casele rurale, organizatorii de experiențe turistice, creează premize pentru dinamizarea tranzacțiilor electronice. De asemenea, o acțiune importantă de suport a fost instituirea de către autorități a moratoriului de 540 de zile, timp în care nu pot fi reziliate contractele turistice încheiate până pe data de 17 martie. Contăm pe faptul că aceste modificări generează impact pozitiv, protejează industria și ajută la redresarea activității companiilor de turism, sporind atractivitatea privind inițierea afacerilor în domeniul turismului, mai ales acelui intern. În același timp, este în proces de aprobare un nou program național de dezvoltare a turismului, Turism 2025, elaborat cu suportul autorităților publice, asociațiilor de resort, dar și partenerilor de dezvoltare, proiectul de competitivitate al USAID, Guvernul Suediei și UK. Vreau astfel să exprim recunoștință și apreciere partenerilor strategici a industriei turismului, proiectul de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UK, care acordă suport sectorului privat, dar și autorităților în implementarea reformei regulatorii în turism, elaborarea noii strategii și a brandului de țară Pomul Vieții. Încă fiind director la întreprinderea de stat registru și când am elaborat ultimul pașaport, am ținut ca acest pom vieții să fie prima filă din pașaport.
Este foarte important ca turismul autohton să depășească momentul de criză cu cât mai puține sechele. Este la fel de important să schimbăm radical percepția asupra acestei industrii atât la nivel de autorități, dar și pentru publicul larg, relevând anvergura și implicațiile majore economice, sociale și de imagine pe care acest domeniu le poate genera. La fel cum și în alte industrii, turismul trece continuu pentru un șir de schimbări rapide și radicale, devenind dependent de implementarea tehnologiilor care să eficientizeze activitatea și să ofere o interacțiune facilă și eficientă. Astfel ca digitalizarea poate fi percepută ca un stimulent al dezvoltării acestui sector, în scopul dinamizării implementării tehnologiilor de către mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii, de comun cu Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, a elaborat foaia de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitalizare a economiei naționale și dezvoltarea comerțului electronic, care cu siguranță va facilita interacțiunea la distanță și promovarea serviciilor digitale pentru mediul de afaceri. Un alt instrument financiar disponibil pentru mediul de afaceri este programul de suport dedicat digitalizării companiilor mici și mijlocii oferite de către ODIM. Dragi prieteni, provocările pandemiei, precum și cele tehnologice, nu sunt deloc ușoare. Este în același timp important pentru guvern și implicit pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii să acordăm tot suportul acestui sector, oamenilor angajați în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii, iar acest lucru implică parteneriate, efort, încredere. Exprim convingerea că desfășurarea evenimentului de astăzi își va atinge scopul propus, contribuind la depășirea provocărilor cu care se confruntă industria turismului din țara noastră, în beneficiul dezvoltării economiei Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc foarte mult și urez succes tuturor participanților la forum. Mulțumim mult, domnul ministru, și chiar suntem foarte nerăbdători să fie aprobată noua strategie pentru industria turismului și vom fi alături și la etapele următoare, atât cât va fi nevoie. Mr. Hochlander, the USAID... Hochlander, directorul misiunii USAID, grație suportului continuu a USAID în ultimii 7 ani, industria turismului, noi am realizat foarte multe lucruri, vom fi onorați să auzim comentariile noastre de introducere. Mersi mult! Mulțumesc frumos, domnule Răilean, doamnă Frolov, domnul Perkins, parteneri și reprezentanții industriei, bună ziua! Sunt onorat să fiu aici, este primul meu forum de numele turismului, este o onoare să fiu împreună cu acei care reprezintă baza, dar și poziția de lider în industria moldovenească de turism. Industria de turism este crucială pentru economiile emergente, cum ar fi cea a Moldovei, reprezentând o oportunitate de a crea locuri de muncă durabile pe toate generațiile și care implică zonele urbane și rurale și oferă o alternativă migrației. USAID susține dezvoltarea turismului durabil în Moldova din 2012. Investițiile includ o mai mare număr de pensiuni în Moldova, fortificarea brandului de turism național în Moldova și intenția promovării Moldovei ca destinație de turism internațional. Împreună cu Suedia și UKAID, USAID pune accent pe facilitarea unui mediu propice turismului pentru turismul moldovenesc, asigurând creșterea economică și permițând IMM-urilor să crească. Evident că, așa cum am auzit deja de la ministru, de la domnul ministru și domnul Frolov, COVID-19 a avut un impact foarte mare asupra industriei de turism și au fost reduceri acute în vânzări. Și ne dăm seama că recuperarea va fi una lentă, dar există opțiuni și resetarea creșterii. Deci pentru a resetarea creșterea, business-ul turism moldovenesc trebuie să-și schimbe strategiile de marketing și să pună accent pe
acei călătorii locali și regionali. Deci este foarte important că businessul să pună mai mult, depune mai mult efort și să fie mai creativ și să coopereze și să colaboreze și să aduc, deci businessul și turismul să înțeleagă care este noua realitate și să reasigure vizitatorii că este sigur să călătorești. Așa cum a spus domnul ministru, digitizarea va fi un factor major de restabilire, de redresare. Și ca parte a efortului de a ajuta businessul turistic, USAID oferă o mare parte a portofoliului său către această industrie. Așa cum a spus domnul ministru, noi am vorbit recent despre asta și am vorbit la Consiliul Economic, domnului prim-ministru, deci se vorbește despre digitizarea business-ului și acest lucru se aplică și asupra turismului de asemenea. În ultimele câteva luni, USAID a lucrat cu turismul local, deci sprijinindu-le la dezvoltarea website-urilor și asigurându-i și ajutându-i să-și lanseze serviciile de rezervare directă. De asemenea, e vorba despre campaniile de marketing, cum ar fi Redescoperi Moldova 360 și Vinul meu. Vreau să mulțumesc Antrimului pentru un lucru foarte important, pentru promovarea Moldovei ca destinația turismului și acest forum este o dovadă excelentă a eforturilor pe care depune Antrimul în timpul destul ușoare pe care trecem noi acum. Vreau să aduc mulțumiri Ministerului Economiei și domnului Răelean pentru faptul că pentru leadership-ul lui în adoptarea legii turismului și care va ajuta reglementarea turismului în Moldova. De asemenea, este foarte important că a fost dezvoltat și programul național de turism în Moldova. Și vreau de asemenea, personal, vreau să spun că eu sunt în țara deja de un an și am fost impresionat foarte mult de Moldova, de resursele culturale și resursele fizice. Într-adevăr, este excepțional. Eu cred că cu resurse cum aveți voi, vine și o responsabilitate enormă și foarte multe lucruri pe care le-am avut și le descoperim în fiecare zi. Eu cred că ele sunt de asemenea foarte fragile, aceste lucruri. Deci este foarte important ca să ne gândim la modalități de a fi cât mai responsabili când vine vorba despre păstrarea acestor resurse culturale și a patrimoniului cultural și să asigurăm turism responsabil, în special când e vorba despre turiști noi care vin și se bucură de turismul domestic. Deci este foarte important ca să continuăm să restabilim și să creăm o nouă cale pentru sector. E ceva ce USAID-ul va continua să vă sprijine în următoarele luni și ani și vreau să încurajez pe toți să adoptăm practici durabile și măsuri de securitate pentru a relansa totul cu ținând cont de măsurile de securitate. Mersi frumos pentru faptul că sunteți aici, vă doresc tuturor un for de succes în următoarele zile. Mult succes și mersi frumos! Mulțumesc frumos, domnule, pentru că noi lucrăm împreună și noi știm că vom avea un viitor bun pentru turism în țara noastră și noi, într-adevăr, vrem să dezvoltăm un turism durabil și eu cred că Moldova este o țară unde aceste lucruri pot să se întâmple foarte ușor. Doar că trebuie să avem dorința. Mulțumesc frumos încă o dată și sper să putem să continuăm aceste procese de succes pe care le-am dat în ultimii ani și de asemenea să contribuim la dezvoltarea durabilă a turismului în Moldova. Acum vreau să-l invit pe șeful de programe de la Ambasada Britanică, Chris Perkins, să salute participanții noștri la acest forum. Turismul britanic susține turismul moldovenesc prin proiectul de competitivitate și prin Antrim și vă mulțumim frumos pentru asența noastră și suntem și ne dorim să avem această cooperare pe mai departe în următorii ani.
Bună dimineața tuturor! Sunt onorat să fiu astăzi aici pentru colegi și parteneri la acest important eveniment pentru turismul receptor și domestic. Turismul este una din cele mai importante industrii din lume, servește ca un motor economic pentru creștere și dezvoltare. Industria emergentă a turismului Moldova este în special fragilă când vine vorba despre pandemie COVID-19, impactând mii de vieți în toată țara, inclusiv comunitățile vulnerabile din zonele rurale. Pentru a ajuta ca industria moldovenească să se redreseze, să se recupereze în urma acestui șoc imens și imediat care rezultă din pandemie. Deci partenerii noștri, atât și noi, vrem să ajutăm Moldova să adopte noi tendințe în digitizare și marketing digital. Turismul domestic oferă o șansă foarte importantă pentru restabilire, atât fiindcă tot mai mulți și mai mulți turiști arată un interes sporit în opțiunile de călătorie interne și se reconecteze cu natura. Deci, în acest context, noi lucrăm cu turismul domnesc pentru a dezvolta acest turism de aventură ușoară și să relansăm turismul în mod sigur. Această criză este o oportunitate pentru a regândi turismul pentru viitor. De asta de ce industria turismului și guvernul trebuie să consolideze mecanismele sale de coordonare și pentru cei mici și pentru lucrătorii lor. În numele UK Aid vreau să aduc laude vouă pentru aceste eforturile pentru care voi le-ați depus și vreau să vă încurajez să răspundeți provocărilor noii ere digitale și să adoptați tendințe globale și să promovați transformările structurale necesare pentru a crea o economie a turismului mai rezilientă și mai durabilă. Mersi frumos! Acum suntem gata să intrăm în prima sesiune a forumului nostru și aceasta este dedicată digitalizării turismului, progresului tehnologic. Progresul tehnologic, evident că a îmbunătățit viețile noastre în toate domeniile. El a schimbat modul în care noi funcționăm, călătorim sau chiar și vorbim. Dar de asemenea a schimbat modul în care noi lucrăm. Acest progres tehnologic este de asemenea conectat la procesul de digitizare. În contextul curent, dat fiind că există un impact foarte mare a turismului, digitizarea devine un lucru foarte important pentru business-ul. Turismul a fost foarte important și înainte de pandemie, dar este indispensabil astăzi în această criză. Dar este foarte important să vedem cum abordăm digitizarea turismului după COVID și ce înseamnă, de ce este în comun cu business-ul și cum o putem integra în business-ul nostru de zi cu zi și dezvoltarea de zi cu zi. Noi vom discuta acest subiect cu doi vorbitori foarte importanți de astăzi. O să-i prezint. O avem pe Diana Isaac. Ea este președinta CEO-ului Winerist. Ea este fondatoarea Winerist.com, cea mai mare loc în care se face marketingul pentru vinuri și băuturi alcoolice. Și de asemenea, acestea se oferă la peste 135 de regiuni în toată lumea, oferind informații de la experții locali, unde să stea, unde să meargă, unde să mănânce și foarte multe indicii. Deci și Diana este moldoveancă și este o patriotă foarte importantă. Deci Diana va modera acest panel și va prezenta vorbitorii și va gestiona sesiunea de răspunsuri și întrebări. A doilea vorbitor este Alessandra Peante, ea este directorul pentru Europa la Organizația Globală a Turismului, UNPTO. Alessandra Peante este definită ca un lider natural cu un background academic foarte puternic. Ea este vizionară și motivată și pune accentul pe, și are niște abilități de management foarte importante ca director regional al Departamentului Europei a UNDPTO. Ea creează strategia și diviziunea pentru departament pentru a vedea și pentru a promova un turism durabil. Deci conduce implementarea acestei, coordonând activitățile echipei și introducând practici inovatoare. Bine ați venit, domnule Peante. Și Montserrat Perova, ea este strategist pe marketing digital. Ea este CEO-ul Quadrat Program. Ea este directorul Digital Business Innovation la Salle Universitate
demonstrat că Penarova este un specialist în digitizare, în comunitatea companiilor și organizațiilor. Doamna Penarova, de asemenea, este de asemenea director de program în business digital la Salea Universitat Ramon Uf din Barcelona. Din 2014, ea colaborează cu ONU, cu Organizația Globală a Turismului și eu invit eu ca facilitator de curs, ajutând regiunile și țările să atingă transformarea digitală. Mersi frumos, dragi membri, pentru faptul că ați dat curs aceste invitații. Și Diana, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos. În primul rând, eu am o casă plină de copii aici, mai mici și mai mari, și de fiecare dată când încerc să intru pe Zoom, se perturbează conexiunea. Deci dacă eu voi dispărea, nu este vina mea. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru oportunitatea de a fi astăzi aici cu voi. Și eu, de fapt, sunt în Moldova. Eu am reușit să vin în Moldova, să vin la Chișinău doar câteva zile urmă și sunt în carantină acum. Dar eu chiar îmi place să fiu aici și spiritual. Sunt cu mult mai aproape de industrie aici decât eram la Londra. Bun. Pentru formatul de astăzi, cred că ceea ce vom face este că eu vă fac o prezentare scurtă la o să vă dau o comentarie mele personale în ce privește industria, atât din punct de vedere a unei perspective moldovenești, perspectiva mea cu industria până în prezent, dar de asemenea din punct de vedere global, și să discutăm provocările cu care ne-am ciocnit ca business, modificarea care trebuie să o facem și modul în care trebuie să ne adaptăm în această lume plină de provocări. Și de asemenea vom vorbi despre modul în care și de ce digitizarea ne-a salvat într-o anumită măsură și ce vrem să facem mai departe pentru ca să putem să susținem industria aici în Moldova și să oferim instrumentele oferite și cum putem să mergem mai departe și în ceea ce urmează să fie 6 luni sau mai mulți ani plini de provocări. Deci ce vom face acum, eu o să ofer, să dau cuvântul lui Alessandra Priante, care este directorul pentru Europa, pentru Organizația Globală a Turismului, și vom merge la Monserrat Ponderoia și după ce ei vor fi terminat, eu voi finaliza cu remarci de concluzionare. Alessandra, vă dau cuvântul. Bună dimineața tuturor din Madridul călduros și însorit, și este o plăcere pentru mine să vorbesc în aceste discuții. Două zile în urmă am participat ținând un alt discurs pentru Republica Moldova și aș vrea să felicit Republica Moldova pentru că este atât de activă în timpurile astea încărcate și grele și își axează atenția pe sectorul turismului ca instrument de creștere și de dezvoltare. Și acum, ce se întâmplă cu noi de la început? Noi, practic, urmărim toate modificările încercând să înțelegem cât de mare este, cât de extins este fenomenul, pentru că ne gândeam că este localizat, fenomenul urma să fie localizat în Asia, dar foarte curând ne-am dat seama că cu regret era vorba despre întreaga Europa și având în vedere că este afectată toată Europa, noi trebuie să luăm o abordare, pentru că Europa, într-adevăr, este cel mai mare generator și receptor de turism. Și vorbim despre regiunea Europa din perspectiva ONU, regiunea care are 42 de state membre și o zonă extinsă geografic. Și am înregistrat pe parcursul ultimilor câțiva ani un procent de 51-53% de sosiri turistice care au fost generate și recepționate în această regiune. De aceea, accentul principal în Europa pentru noi toți este să avem o altă abordare, pentru că pentru prima dată în istorie, probabil, noi, vechiul continent,
turismul, esența turismului a fost afectată în miezul său. Nimeni nu știa, nu se aștepta la lucrul ăsta, nu știa cum să reacționeze și guvernele au stabilit aceasta ca o prioritate și asta însemna că a afectat și mobilitatea națională, dar și internațională. Diana tocmai a zis că te-ai întors de curând și aceasta este un element, acesta este un element major în activitățile turistice care afectează zonele. Deci noi am înregistrat în barometru câteva zile în urmă un barometru monitorizat sosirile internaționale și am înregistrat o descreștere de 98% din ianuarie până în mai, din mai până în mai. Din ianuarie până în mai, ceva gen 50%. Deci e vorba despre 320 milioane de dolari pierderi și 300 de milioane mai puține sosiri. Gândiți-vă că cifrele astea trebuie să fie comparate cu ceea ce a fost anul trecut, o creștere continuă. Adică imaginați-vă că o curbă care crește în permanență, deci merge în sus, brusc coboară. Și dacă aceasta este o formă de U, asta înseamnă că va crește. Dacă este un L, atunci este în jos. U este o parte dreaptă destul de extinsă și din prima zi noi am oferit orice tip de ajutor statelor membre, în dependență de posibilități, am monitorizat datele, am transmis datele săptămânal lunar, am actualizat datele și de cele mai multe ori facem chestii pe care le considerăm utile. Noi observăm și recepționăm de la statele membre problemele cu care s-au confruntat, măsurile, cum ei au abordat situația cu COVID-19. În mod evident, sectorul de turism, puteți să vă dați seama că este parte a măsurilor generale care au fost aplicate pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii. Și de aceea noi le-am luat pe toate în calcul. Noi am publicat un tabel cu scoruri pe care le-am considerat foarte important pentru statele membre, care le permite să înțeleagă, să compară și să aibă informații. Pentru a încheia, ce am făcut este că noi am cercetat cunoștințele, pentru că dacă vrem să restabilim, reînviem turismul în zonele noastre care este rezilient, atunci sectorul ăsta. Îmi cer scuze, Alessandra. Noi avem o scurtă întârziere cu traducerea, poate un pic mai rar ca să reușim. Eu nu știam că eu sunt tradusă. Nimeni nu mi-a zis că va fi traducere. Îmi cer scuze. Și îmi cer scuze și traducătoarelor. Dar nicio grijă. Eu sunt sigură că tot a fost bine. În ce limbă sunt tradusă? În română. În română. În română, da. Bine, încerc să vorbesc atunci mai răruț și cer scuze că nu am știut și am povărat un pic traducătoare, dar să zic despre ce vorbeam. Noi încercăm să înțelegem informația și să o comunicăm pe perioada aceasta de criză, ceea ce este cheie. Informațiile și datele permit să înțelegem și permit să planificăm. Și în mod evident, noi avem scopul să comunicăm cu toate statele membre, cu toate guvernele lumii, cu tot întregul sector privat implicat și agențiile implicate. Sectorul nu este, turismul nu este doar pentru promovare, dar este și un instrument foarte important pentru creștere și Republica Moldova este un exemplu în acest sens și am reușit cumva să prezentăm acest lucru pe agenda politică. Am reușit pentru că chiar și Comisia Europeană a vorbit destul de ferm în acest sens și am încercat să comunicăm cu toată lumea spunând că dacă nu atrage atenția turismului, pierzi o parte foarte importantă din viața socială, economică, culturală, dar și globală. Pentru că e vorba despre
oamenii să plece undeva. Niciodată nu am avut situația când să fim împiedicați să călătorim în altă țară, în alt oraș sau să mergem într-o altă destinație. Și astăzi nouă ni se spune tuturor că noi trebuie să ne conformăm unei noi realități. Bine, nu vedem realitatea asta ca una tocmai nouă, pentru că atragem atenție importantă și măsurilor de sănătate, dar este o situație nouă care trebuie luată în calcul, care trebuie să fie incorporată în ofertă turistică, să zic. Dar noi nu credem că aceasta este realitatea nouă. Noi sperăm că foarte curând vom putea reveni la realitatea unde avem cel puțin libertatea de circulație, dacă putem să alegem să călătorim sau nu. Și pentru aceasta comunicăm ferm și pledăm ferm și sprijinim ferm statele membre ca aceștia să utilizeze două variabile principale, ca să considerăm noua normalitate, sustenabilitatea și transformarea digitală, inovații. Acest element digital și inovația și sustenabilitatea trebuie să devină acel ciment care încheagă totul la oaltă și acest lucru trebuie să fie făcut pentru că pe parcursul acestei pandemii am învățat multe lucruri. Și asta este că am învățat că noi nu suntem gata și multe lucruri le-am perceput ca și ceva absolut firesc și un dat. De aceea trebuie să înțelegem datele, să prioritizăm politicile și să consolidăm o relație bună între sectorul public și cel privat. Și câteodată ar putea să fie cândva, ceea ce a fost cândva o dorință, astăzi trebuie să fie o acțiune întreprinsă la nivel zilnic, la orice nivel de administrație publică sau sector public. Pentru că dacă am învățat ceva, am învățat, unul, să fim împreună atunci când ne confruntăm cu această situație și atunci când vorbim despre a fi împreună, noi vorbim nu doar despre sectorul public și privat într-o țară, dar vorbim despre o cooperare mai puternică între țările învecinate, de exemplu. Și o altă chestie este că dacă noi cu toții ne îndreptăm către Agenda 2030 și acum că Comisia Europeană s-a alăturat acestei călătorii, implementând, aprobând obiectivele de dezvoltare sustenabilă, noi de aceea atunci când reîncepem turismul, nu revenim la cifre, noi trebuie să revenim la o modalitate de a face lucruri. Adică nu ține atât de mult de când vom restabili și cât de repede vom reveni la cifre și este cum vom reveni la cifre care să ne permită să ajungem la un punct esențial, un punct cheie, care să ne ajute să ajungem la sustenabilitate și inovații. Inovațiile și transformarea digitală sunt principalele direcții de acțiune. Noi avem o strategie puternică și de asemenea, reflectând strategiile ONU la nivel global, pentru că credem că inovațiile permit nu doar să realizăm obiectivele noastre mai repede și mai bine, dar ne axăm foarte mult pe abilitățile digitale și sprijinim statele membre ca să-și acopere dezvoltarea acestor abilități. Multe companii care se creează acel humus, acel sol fertil pentru un sector privat foarte sănătos care investește în inovații. Noi stimulăm creativitatea întreprinderilor mici și mijlocii și a persoanelor fizice, susținând diverse provocări, diverse concursuri de start-up-uri, pentru că trebuie să creezi un ecosistem care să poate să continue, să se dezvolte. Și asta va sprijini activitatea și faptul ca domeniul economic să fie activ. Și acest lucru trebuie să fie urmat de politici care să ia toate aceste elemente digitale, de inovații, să le transpună în realitate. Toate lucrurile pe care le facem noi au scopul să stimuleze și să susțină, dar cu siguranță atunci sectorul
public, guvernele și sectorul privat trebuie să continue dialogul la nivel local. Diana, dacă îmi permiți înainte să felicit Moldova în acest sens, pentru că o țară mică a întreprins foarte multe eforturi în identificarea așa numitei vocații, dacă vorbim despre, de exemplu, vinuri sau turismul vinific, vitivinicol. Și acest exemplu poate fi adus și altor țări, pentru că atunci când ai posibilitatea să fii concentrat și să atragi acea putere, forță din mediul în care te afli, acest lucru permite să te recuperezi rapid într-un sens, în sens bun. Și atunci începem toate activitățile care au fost cumva blocate sau cumva puse pe așteptare din cauza pandemiei. Vom continua să sprijinim Moldova pe calea pe care a ales-o. Noi vom fi alături de Moldova în a-i prezenta toate informațiile de care are nevoie, toate elementele, să ne asigurăm că oferim toate informațiile despre diverse elemente. Poate Moldova este un punct de referință pentru regiune, pentru a identifica poate idei noi sau inițiative noi care ar putea să fie implementate sau noi proiecte. Și aș vrea să felicit Chemonix pentru invitația și vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest dialog interesant. Și așteptam discursurile celorlalți vorbitori, mai ales din sectorul privat, și eu cred că trebuie să menținem lucrurile în mișcare și sper că ca la toți să meargă lucrurile foarte bine. Mulțumesc foarte mult, Alessandra. Vor fi și câteva întrebări, dar la sfârșit vom avea ceva timp ca să răspundem și atunci vă voi ruga să dați răspuns. Acum aș vrea să o rog pe Monsera Peñaroia, care este manager de program de la Universitatea Mulun și scuze dacă n-am pronunțat corect, și expertă în transformare digitală. Este extrem de interesant și pentru noi este foarte interesant să auzim ce aveți să ne spuneți. Mersi, Diana. Este interesant pentru mine să fiu aici. Mă bucur foarte mult să contribui la dezvoltarea și recuperarea turismului. Nu a fost spuse multe lucruri pe care aș vrea să le repet, dar de fapt eu am o prezentare pe care aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră. Vă rog să confirmați dacă vedeți prezentarea pe ecranul mai mare. Da, se vede. Bine, atunci eu aș vrea să vorbesc despre abilitățile digitale. Dacă vorbim despre noua normalitate despre care am vorbit pe parcursul dimineții, în primul rând vreau să vă spun că nu sunt doar profesor universitar, ci sunt și consultant și de asemenea sunt și cercetătoare. Am trei funcții diferite și lucrez foarte mult cu mediul privat, lucrez foarte mult cu studenții din universități și predau e-business și analitică digitală, care ajută la luarea deciziilor în baza datelor. Adică un lucru foarte important. Și totodată fac cercetări în adaptarea business modelelor, adică cum trebuie să ne schimbăm modelul de business atunci când piața este perturbată de ceva sau de cineva. Până acum era de cineva, cum era Amazon sau Airbnb, însă acum este vorba de ceva care a perturbat piața și este vorba de COVID-19 și trebuie să facem o adaptare a modelului de business. Atunci când vorbim despre business modele, folosim această matrice, așa, și prezentăm nouă părți diferite ale modelului de business și analiza acestei noi normalități ne arată că câteva aspecte din acestea au fost schimbate. De exemplu, se schimbă oferta
Și am vorbit dimineață, trebuie să oferim oamenilor oferte noi, valori noi, sau sustenabilitate, cum ar fi asigurarea de sănătate, adică asigurarea că vei fi sănătos, vei fi tratat cu bine și... ca persoana va rămâne sustenabilă, sănătoasă, adică unele lucruri s-au schimbat destul de tare. Un alt lucru care s-a schimbat la moment este în raport cu clienții locali, dar noi sperăm că peste câteva luni, poate 6 luni în mediu, turismul din nou va ieși la scară internațională. Eu sper că clienții i-am evidențiat cu Galben, dar da, relația cu clienții s-a schimbat foarte mult, acum este foarte digitalizată. Noi vorbim cu clienții noștri prin instrumentele digitale. De aceea relația cu clienții noștri s-a schimbat foarte mult, avem această distanțare socială și lucrurile s-au schimbat, de aceea trebuie să ne adaptăm la aceste schimbări. Canalele de distribuție, de asemenea, s-au schimbat. Acum este obligatoriu pentru a distribui, deci este obligatoriu să distribuim produsele noastre și serviciile noastre prin internet, deci putem să digitalizăm multe din procesele noastre și alte activități s-au schimbat foarte mult, pentru că acum mai avem o activitate cheie. Exista, dar oamenii nu o luau în serios, pentru că era vorba despre marketingul digital. Da, eu fac un website și așa mai departe, dar nimeni nu prea lua lucrul ăsta în serios cu site-urile. Acum este o activitate cheie. O altă activitate cheie este dezinfectarea. Deci aici sunt două activități cheie noi și bineînțeles că acest lucru afectează resursele cheie sau resursele umane de care dispunem, pentru că noi trebuie să-i facem să înțeleagă aceste noi nevoi, aceste noi schimbări și noi ne trebuie ca aceste resurse cheie, resursele umane, să își schimbe abilitățile. Și bineînțeles că acest lucru presupune și niște costuri. Dacă nu, asta nu înseamnă că vor crește și veniturile, dar costurile vor crește, pentru că noi relații, stabilesc noi relații, noi canale, noi activități și sunt mai multe lucruri, de exemplu, la începutul discuțiilor noastre au fost menționate câteva din ele. Deci asta este noua normalitate. Și în acest context analizam cum stau lucrurile. Mă gândeam ce abilități digitale sunt necesare pentru a supraviețui în această eră nouă post-COVID-19. Și aici vorbeam doar despre abilitățile hard, adică cele pe care poți să le înveți, dar sunt și alte abilități, așa numite soft, abilități soft. Dar eu nu voi vorbi despre ele pentru că nu avem timp, dar eu aș vrea să vorbesc despre abilitățile digitale. Și eu le-am împărțit în 3, hai să zic, categorii separate. Abilitățile de marketing digital, ceea ce ține de partea de marketing. Aici, dacă ne uităm iarăși pe această schemă, este aici în partea dreaptă. Apoi abilitățile de business digital, care se referă la cealaltă parte, cum gestionăm compania și apoi abilitățile de productivitate, pentru că trăim într-o lume digitală și trebuie să știm cum să folosim acele multiple instrumente pe care acum suntem într-un fel nevoiți să le folosim, cum ar fi ceea ce folosim acum, Zoom, de exemplu. Și eu zic să vorbim pe rând despre fiecare din aceste abilități. Haideți să începem cu abilitățile de marketing digital. Prin optimizarea motoarelor de căutare. Dacă ne uităm la industria de turism, trebuie să vedem cum Google sau alte motoare de cercetare, în dependență de piețele spre care vă orientați, cum ele funcționează. Bine, nu este magie, dar este știință. Trebuie să știți cum funcționează algoritmele, cum să le accesați, cum să faceți să vă asigurați că conținutul dumneavoastră apare pe Google sau pe alt motor de căutare, cum să construiți o strategie în acest sens, pentru că o parte a algoritmului ia în considerație aceste lucruri, câte link-uri primiți pe site-ul dumneavoastră și cum să plasați conținutul în așa fel încât oamenii să îl găsească. De aceea trebuie să cunoașteți care sunt cuvintele cheie pe care oamenii le vor căuta pe Google sau expresii. Și trebuie să poziționați conținutul dumneavoastră ca să corespundă acelor cuvinte cheie. Această tehnică este SEO, optimizarea motoarelor de căutare. Și acest
SEO este obligatoriu. Dacă aveți o companie, trebuie să cunoașteți cum funcționează motoarele de căutare. Și dacă aveți un departament de marketing, acei din departament trebuie să știe cum funcționează motoarele de căutare. Următoarea abilitate ține de publicitate. Publicitatea este o modalitate de a fi regăsit prin motoarele de căutare, dar și rețelele de socializare. Publicitatea, ca și definiție, include faptul că există bani, da? Și este o diferență între optimizarea motoarelor de căutare și publicitatea pe motoarele de căutare. Deci plătești pentru asta și apoi ești în prima poziție pe Google. Dar funcționează ambele, adică în dependență cine este ținta, obiectivul public, pentru că oamenii nu prea dau click pe publicitate. Bine, cei până la 40 nu prea, dar după 40 aceia dau click pe publicitate. Și vedeți, trebuie să analizați care, prin ce mijloc veți obține rezultate mai bune. Trebuie să știți care este segmentul dumneavoastră de piață și să știți dacă acele persoane vor da pe publicitate sau nu vor da click pe publicitate. Rețelele de socializare, iarăși, Facebook și Instagram fac parte din aceeași companie, din aceeași rețea, sunt foarte importante pentru publicitate, dar iarăși depinde de obiectivul dumneavoastră public. Dacă ținta sunt oamenii peste 40, probabil Facebook-ul este mai bun. Dacă persoanele sub 30, nu le găsiți pe Facebook, ci pe Instagram. Adevărul este că ambele rețele sunt la fel și puteți alege pe ce rețea să plasați publicitate. Dar trebuie să faceți segmentare și să înțelegeți cine sunt piața dumneavoastră. De asemenea, aveți nevoie de creativitate pentru publicitate. Aceasta este foarte important. Trebuie să știți cum să creați publicitatea. Și apoi trebuie să ai o pagină principală. O pagină asta principală va fi pentru transformarea unui click într-un client. Adică trebuie să știi care sunt paginile cele de ancorare, așa să zic, da? Paginile principale. Și acestea trebuie să fie dezvoltate. Cum să creezi publicitatea, trebuie să avem grijă, unde să o plasezi, drepturile de autor, creativitatea și pagina de ancorare. Așa, deci folosirea rețelelor socializare fără a plăti, aceasta este o modalitate de relaționare cu clienții, iarăși Facebook, Instagram, avem consumatori, business, dar dacă lucrați în mediul business to business și clienții vă sunt companiile, atunci sfatul meu este să lucrați pe LinkedIn. Să aveți cont pentru a crea conținut pentru LinkedIn, să creați relații acolo pe LinkedIn și acolo să găsiți clienți noi. Acolo puteți găsi noi distribuitori pentru produsele noastre. Nu vă gândiți doar la Facebook și Instagram. Dar sunt și, bine, și Twitter-ul. Dar Twitter-ul astăzi nici nu mai este rețea de socializare. Ei nu se consideră pe ei rețea de socializare. Ei se consideră ca... un soi de ziar mai mult decât rețea de socializare și în reviste poți să publici de asemenea, dar nu este o rețea de socializare în sensul în care creezi relații cu clienții. Dacă intri pe App Store, vezi că Twitter nu mai este în categoria rețelei de socializare. Deci a fost atribuită unei alte categorii. Deci referitor la rețele de socializare, Facebook pentru cei de peste 40, Instagram pentru cei mai tineri, dar în genere Instagram-ul se folosește de o gamă foarte largă de vârste. Dar tinerii nu îi găsești pe Facebook. Eu, de exemplu, cu copiii mei vorbim, dar ei zic, băi, tu folosești Facebook, noi nu mai folosim Facebook-ul de mult. Și știm că Instagram-ul este parte a Facebook-ului, adică both social networks and use it in a free way as social network. Folosim
Folosim și una și alta ca rețea de socializare și ca platformă de adaptare. Și rețelele de socializare sunt foarte importante, în dependență de cine este ținta noastră. Și apoi continuăm cu marketingul direct. Adică înseamnă să luăm legătura la direct cu clienții noștri. De obicei se face lucrul ăsta prin e-mail, prin WhatsApp, business mail, chimp și altele. Marketingul direct nu face e-mail-uri direct. Adică avem aceste instrumente noi, WhatsApp business, de exemplu. Pe aparatele noastre avem WhatsApp business, adică sunt două, WhatsApp cel obișnuit și WhatsApp business. Și odată ce ai avansat la WhatsApp business, poți să faci, bine, nu prea multe lucruri, în dependență de țară, dar în Europa nu prea putem să facem prea multe lucruri comparativ cu ce se poate face în Statele Unite sau în Mexic, când există inteligența artificială. În Europa poți să faci un singur mesaj automatizat, să mulțumești oamenilor sau... Adică în Europa acesta este doar la început, dar aveți grijă la acest instrument. WhatsApp Business va dezvolta, va crea mai multe caracteristici și puteți să folosiți să învățați cum puteți să faceți marketing direct prin WhatsApp Business, de exemplu, nu prin liste și prin grupuri, ceea ce este echivalent unei liste de e-mail. Deci luați în calcul acest lucru. Și începeți să învățați cum funcționează. Iarăși, WhatsApp este partea grupului Facebook. Și astăzi, în Europa, WhatsApp și Facebook sunt împreună și catalogul de produse îl puteți pune pe WhatsApp și puteți să-l puneți la dispoziție persoanelor care vă contactează. Acest lucru se face prin catalogul de pe WhatsApp și apoi faci legătura între WhatsApp pe Facebook și ai această nouă trăsătură. Deci nu e grav că nu cunoașteți nimic, pentru că este doar de câteva luni pe piață și WhatsApp Business dezvoltă anumite lucruri și de asemenea va fi comparativ cu noul marketing direct versiunea 1. Și acest marketing direct este foarte popular pentru că fiecare folosește instrumente cum ar fi Gmail, dar toate comunicatele nu sunt în categoria cu principale. Și de aceea unele se mai pierd, de aceea rezultatele nu sunt aceleași cum erau câțiva ani în urmă, de aceea trebuie să cunoaștem și alte instrumente. Și principalul instrument în acest sens este WhatsApp Business. Continuăm cu alte abilități. Sistemul de management a conținutului. Deci dacă avem un website, putem să gestionăm. De fiecare dată când trebuie să schimbăm o virgulă pe site sau să schimbăm un preț, trebuia să trimitem un mail cuiva cu cunoștințe în IT. Acum nu mai e nevoie de asta. Astăzi gestionăm site-urile și website-urile sunt create de obicei cu Content Management System, un sistem de gestiune a conținutului și acest se face prin WordPress, WooCommerce, dacă vrei să vinzi online, Drupal și Joomla. Dacă ai un magazin online, atunci poți să faci Shopify sau chiar Wix. Adică sunt diferite sisteme de management a conținutului, dar trebuie să cunoști cel puțin unul pe al tău și să-l alegi sistemul pe care trebuie să-l cunoști, cum funcționează, cum poți să îmbunătățești, cum să optimizezi motoarele de căutare pentru conținut, cum să-l faci atractiv pentru utilizatori, trebuie să fie prietenos mobil, de pe mobil, ușor de utilizat de pe mobil. Dacă nu, Google o să te analizeze și nu vei avea un scor bun. Și acum există și site-uri pentru mobil, de aceea vă rog să verificați ca mobilul să treacă testul la Google și apoi poți să să cauți Google Mobile Test, să-ți facă testul mobilului și să verifici dacă trece site-ul. Și mai este un alt test, testul de viteză, iarăși intre pe Google și
verifici Google Website Speed Test, adică să verifici viteza site-ului. De ce lucrurile astea sunt importante? Pentru că, iarăși, utilizatorii vor vrea o pagini electronice, site-uri rapide, și asta este partea algoritmului Google. Dacă este site-ul lent, nu apar pe Google printre primele, adică vei crea conținut foarte așa interesant, dar nimeni nu va vedea, pentru că nu este rapid, site-ul nu este rapid și nu este potrivit pentru mobile. De aceea va fi păcat, de aceea vă rog să vă asigurați că treceți ambele teste. Și deci viteza și mobil. Astea sunt abilitățile de marketing digital, astea sunt cele 5 cele mai importante de care cred că au nevoie oamenii. Acum haideți să continuăm cu abilitățile de business digital, abilitățile care țin de faptul sau de modalitatea în care funcționează businessul online. Noi trebuie să vedem cum funcționează modelele de business. Când ziceam la început, care este propunerea de valoare, care este piața, care este modelul de venituri și care sunt serviciile cheie sau care sunt partenerii cheie, tot vocabularul ăsta nu vă este nou. Adică aveți un business digital și trebuie să transformați business-ul în digital, în aspecte digitale. Trebuie să cunoașteți terminologia și trebuie să vă asigurați că citiți despre lucrurile astea și trebuie să cunoașteți cel puțin cum funcționează un business pe internet și să înțelegeți atunci când oamenii folosesc acești termeni, segmente de piață și așa mai departe. Adică nu este perfect dacă știți cum se face adaptarea modelului de business sau inovația business modelului. Eu sunt sigură că ați auzit despre lucrurile astea și e vorba despre cum să schimbi modelul de business la noua realitate a pieței. Dar problema este, piața a fost perturbată și noi nu perturbăm piața noi. Ceva a perturbat piața. De aceea noi facem adaptarea business modelului, dar ambele concepte sunt foarte importante. Cum poți să îți schimbi business modelul pentru a îți adapta compania la noua normalitate și atunci când totul va trece, cum poți să inovezi business model pentru a perturba piața și să ajungi pe vârful listei și deasupra să întreci concurenței. Deci, inovația business modelului și adaptarea business modelului. Acestea sunt acele vocabularul pe care trebuie să-l cunoaștem. Continuăm, mergem spre analiza datelor. Noi vorbeam despre digitizarea companiilor, însă digitizarea reală a companiilor, deci ia decizia. Deci e vorba despre date. Deci folosim datele voastre, datele care le colectezi de la utilizatori prin Google Analytics sau alte instrumente, folosim datele pe care le ai pe rețeaua socială, ca ad-uri. De obicei, oamenii folosesc Facebook-ul și Instagram-ul, dar ei nu se uită la datele pe care le au. Uneori, pentru că nu au datele, pentru că au conturi personale în loc de conturi profesionale. Și este bine să ai un cont profesional, dar dacă ești în pensiune rurală, ai nevoie de o pagină pe Facebook, pagina va avea date. Dar același lucru se va întâmpla și pe Instagram. Deci există Instagramul obișnuit pentru oameni obișnuiți și există Instagramul pentru companii. Mare diferență dintre unul și altul este că Instagramul pentru întreprinderi are date. Bine, deci atunci când oamenii mă întreabă când e cel mai bine să publici pe parcursul zilei, uite-te la date. Deci când e cea mai bună zi să publici, uite-te la datele tale. Deci tu ai răspunsul, doar că trebuie să te uiți la date pe care dispui. Aceasta este digitizarea reală a business-ului. Deci faptul că poți să colectezi datele, dar odată ce ai datele, ia decizia în baza acestora și nu lua decizia pe baza intuiției. Intuiția este bună, dar ai nevoie de date de asemenea și aceasta este digitizarea reală a business-ului. Deci asigură-te că folosești datele și pentru aceasta ai nevoie de abilități de analiză a datelor. Ai nevoie de cineva în compania ta sau tu
însuți, să poți să înțelegi datele, să poți să înțelegi tendințele, să înțelegi Google Analytics, să înțelegi datele pe care le ai din motorul tău de rezervare, de pe marketplace-ul tău pe care îți vii serviciile. Toate instrumentele digitale au date, deci vă rog, învățați-vă cum să le folosiți. Haideți să mergem mai departe, spre ultima parte, e vorba despre abilitățile de productivitate. În primul rând, avem nevoie de să folosim instrumente de colaborare. Deci să începem să lucrăm pe Google Drive sau pe OneDrive, adică acel cloud pe care ți-l dorești. Dar începeți să folosiți cloud-ul, depozitarea cloud. Să nu aveți documente pe calculator. Documentele trebuie să fie pe cloud, deci folosiți-le cu colegii voștri. Deci nu trimiteți versiunea 1, versiunea 2, 3, 4, aceasta, deci versiunile sunt o mare problemă. După a patra versiune, nimeni nu știe care este versiunea inițială și care este documentul care are ultima versiune pe el. Deci uitați de acest lucru. Dacă încă mai lucrați cu versiuni, uitați de versiuni. Da? Începeți să lucrați pe cloud, începeți să aveți totul depozitat pe cloud. Deci veți putea să le accesați de acasă, de la lucru, de pe telefon mobil, de pe calculator, de oriunde în lume și lucrați în mod de colaborare. Deci nu vă temeți de aceasta, începeți să lucrați. Nu puțin, dar adânciți-vă în asta. Lucrați cu o pasiune și lucrați cu aceste instrumente. Folosiți drive-ul pe care îl vedeți. Dacă vreți, ecosistemul Google, ecosistemul Microsoft, bine, am ecosistemul Amazonului, poftim. Deci, nu-mi pasă. Sunt toate sigure. Deci, pur și simplu, este important ca să folosiți cloud-ul, să nu folosiți mașina, calculatorul vostru propriu. Este cu mult mai sigur pe cloud decât pe calculatorul vostru. Mai departe, mergem spre încă unul. Ședințele virtuale. În asta suntem noi acum. Toți trebuie să ne învățăm cum să folosim Zoom sau Teams sau Google Meet sau toate instrumentele care le avem acum disponibile. Noi le foloseam ceva luni în urmă, dar acum noi le folosim în fiecare zi, pentru că trebuie să lucrăm de acasă. Deci nu știu cum e la voi în Moldova, dar în Barcelona, eu sunt în Barcelona acum, noi încă... Bun, nu suntem chiar total izolați, dar ne cer să nu ne mișcăm foarte mult prin oraș. Deci, evident că avem marea și putem să mergem să facem o baie, dar oricum, acum este august, augustul de obicei este, totul este închis, este timpul vacanțelor, dar cei care încă lucrează în august, lucrează de acasă și folosesc aceste ședințe virtuale, asigurați-vă că știți cum să le folosiți. Pentru mine este foarte mare păcat când îl văd pe cineva într-o ședință virtuală, dar care încă folosește vocea pe telefon. Folosiți totul care este pe IP, folosiți IP-ul, folosiți Zoom-ul, WebEx sau colaborați, da? Și la universitate noi pregătim un curs nou și totul va fi virtual de nou. Deci noi vom avea ceea ce se numește învățare, smart learning, da? Și eu voi preda studenților. Deci eu o să aleagă, ori vor să fie la universitate sau vor să fie acasă. Deci eu va fi un ecran pentru elevii de acasă și voi avea și elevi prezenți, studenți prezenți și totul ce va fi făcut va fi pus pe online. Aceasta este noua realitate și va fi așa cel puțin încă multe, câteva luni. Deci gândiți-vă cum puteți să folosiți aceste instrumente și cum puteți să adaptați compania la aceasta. Deci haideți să mergem spre penultima, CRM. Este foarte complicat să gestionezi relația cu clienții acum când clienții sunt toți online. Deci asigurați-vă că cel puțin aveți ceea ce se numește CRM. E vorba despre managementul relației cu clienții. Deci nu este un instrument foarte costisitor, pentru că poți să ai un fișier Excel sau poți să ai deci poți să-i scrii pe toți într-o listă. O listă cu toți clienții și că îi gestionezi această relație. Este important ca relația să fie gestionată și tot marketingul să fie orientat spre client. Deci dacă vrei ca marketingul să fie orientat spre client, trebuie să te preocupi de client și trebuie să cunoști clientul și pentru aceasta ai nevoie de managementul relațiilor cu clientul, acest instrument. Dar instrumentul, evident, trebuie să fie unul digital.
Deci în secolul XIX sau secolul XX, multe companii deja au managementul relațiilor cu clienții și până acum prezent era făcut într-un carnețel. Deci abilitățile digitale e foarte bine, dar încă poate nu sunt peste tot. Dar este foarte important că fiți orientați pe clienți. Este important să te preocupi de acești clienți. Haideți să mergem spre ultimul. Spre ERP sau PMS. Depinde dacă lucrați la hotel, se numește PMS. E vorba despre sistemul de management al proprietății. Dacă vorbim, lucrăm într-o companie care este un hotel, vorbim despre planificarea resurselor întreprinderilor. Acestea sunt instrumente mari, acestea sunt pentru companii mari. Deci asigurați-vă că cel puțin folosiți CMS-ul, celălalt nu este pentru companiile mari. Dar dacă sunteți o companie mare, dacă sunteți un hotel sau sunteți o mare lanț de hotele, atunci ai nevoie de ceva mai mare, mai bun decât CMS-ul și aceasta se numește ERP sau PMS în funcție de sectorul în care lucrați. Adică turismul este vorba despre PMS, sistemul de management al proprietății, dar trebuie să știi cum funcționează și trebuie să știi cum le implementezi în compania ta. Bun, acestea este ceea este legat de toate abilitățile. Poate vă gândiți că femeia asta este nebună și ea are supereroi și în loc de asta eu lucrez la totul, eu gestionez compania, fac marketingul, fac totul. Deci nu vă îngrijorați, de obicei lucrez foarte mult cu turismul rural și îi ajut să se dezvolte părțile rurale ale țărilor. Eu știu, eu cunosc că de obicei se face tot, unul face totul, dar într-adevăr eu vă cer ca să știți puțin despre totul și să deveniți super eroi în marketingul digital, dar și nu puteți să evitați acest lucru. Învățați. Deci eu o să vă las cu acest concept, conceptul de învățare dinamică. Trebuie să vă imaginați, aveți o problemă, da? Și trebuie să vă imaginați care ar fi soluția adecvată la această problemă. Deci imaginați-vă și spuneți că da, am nevoie de un instrument pentru a aborda această chestiune. Am nevoie ca să pot să gestionez acest lucru în acest fel. Mergi pe internet și poți să explorezi. Există atât de multe lucruri pe internet. Trebuie doar să știi cum se numesc lucrurile și să le cauți. Pe Google și să începi să găsești, deci să te deschizi orizontul și să găsești soluții la problema pe care o ai. Aceasta învață cum. Cum funcționează ele? Sunt foarte mult cunoștințe pe internet. Deci eu lucrez la universitate, dar există atât de multă cunoștință pe YouTube, pe internet. Deci nu vreau să spun că nu trebuie să mergi la universitate, evident. Că trebuie să mergi la universitate, asta e clar. Dar poți să înveți atât de mult doar mergând pe internet. Dar să fii deschis la să înveți și gândește-te la ceea ce ai învățat și aceste cunoștințe pe care le-ai dobândit. Puneți cunoștința ta, cunoștințele tale în activitățile de zi cu zi ale companiei. Acesta este conceptul de învățare dinamică. Ai o problemă, găsește soluția, învață cum funcționează, înțelege cum poate asta să ajute compania ta și implementează soluția. Și atunci, așa, în fiecare zi și tot învață și învață. Cel mai rău lucru pe care pot să spui este că sunt prea bătrân să învăț, nu vreau să mă schimb, nu vreau să învăț. Rezistența la schimbare este cel mai mare inamic. Deci noi suntem acum în timpul când trebuie să ne schimbăm și trebuie să ne adaptăm. Deci să nu ai această rezistență și această rezistență vine cu vârsta. Deci astea fiind spuse, eu am încheiat. Mulțumesc frumos tuturor. Mulțumesc mult. Mersi. Și iată, acestea sunt datele mele de contact sau mă vedeți contactați și prin LinkedIn. Mersi. Minunat, m-a însurat foarte mult. Alexandra, mulțumesc frumos pentru dumneavoastră. De asemenea, a fost extrem de interesant și sunt foarte multe întrebări deocamdată, dar ceea ce aș vrea să fac este că aș vrea să finalizez cu niște remarci de concluzionare și vom avea 15-20 minute pentru întrebări pentru ambele voi. Și după aceasta eu sunt sigur că participanții vor putea să
vă scrie direct dacă au și alte întrebări. Deci cred că avem nevoie de 24 de ore dedicate pentru fiecare din voi, pentru a putea să răspundem toate întrebările care parvin de la participanți, dar din păcate nu avem atât de mult timp la dispoziție pentru acest lucru. Bun, ceea ce vreau eu să fac acum este să pun ecranul meu pe Zoom și să închei, și să vorbesc din experiența mea. Eu o să fac acum screen sharing. Sper că funcționează, da? Da, funcționează. Vedem ecranul dumneavoastră. Minunat! Bun, eu voi vorbi despre câteva aspecte pe care Montserrat le-a menționat. Prezentarea dumneavoastră este foarte utilă, deși lucrez în industrie deja de 10 ani și am lucrat cu foarte mulți directori pe marketing, am câștigat foarte multe cunoștințe din asta. Mulțumesc frumos! Deci când vine vorba despre digitizare și vizibilitate online, lumea se schimbă atât de mult în mod obișnuit, regulat și lucrurile... Digitizarea era extrem de importantă în lumea pre-COVID, acum cu faptul că se schimbă industria, așa de mult cum s-a schimbat acum, eu cred că este și mai important ca să mergem online și să înțelegem toate provocările și toate instrumentele pe care trebuie să le avem pentru a putea ca consumatorii să fie încrezuți, ca să înțeleagă că pot să rezerveze la noi. Și mai important este ca consumatorii să-și găsească experiența lor relevante, iar pentru noi să putem să monetiza experiența acestora. Bun, eu am descris niște puncte aici care cred eu că sunt esențiale pentru supraviețuirea în industria noastră. Primul pe care l-am pus aici este disponibilitatea în timp real, a doua este marketingul de content, după aceasta rețele sociale. Acestea sunt două subiecte care au fost acoperite destul de mult de Montserrat, așa că eu nu voi vorbi foarte mult despre ele. A treilea sunt agregatorii și marketplace-uri, deci acestea sunt business-ul cum ar fi TripAdvisor și sistemele de plăți ușoare. Deci cu ce ne confruntăm noi acum? De fapt, toți vorbitorii au menționat că, evident, impactul COVID-ului asupra industriei noastre, dar cel mai important, la nivel global, a avut un impact enorm în măsura în care noi trecem printr-o criză economică globală pe care nu am resimțit-o în ultimii foarte mulți ani și noi nu avem instrumentele. Nu avem instrumentele ca să știm cum să abordăm această situație în care ne-am ciocnit. Și evident, economia turismului a fost lovită, ea foarte tare, a fost lovită și mai tare în regiunile unde industria sau economia depinde foarte mult de călătorii. Într-o țară cum este Moldova, unde ne bazăm foarte mult pe turismul vinului ca să putem să ne întreținem. Impactul COVID-ului, evident că a fost resimțit și foarte tare, dar mi-aduc aminte ceva timp în urmă când vorbeam cu partenerii noștri locali și era o panică și un stres. Noi am spus că aceasta este un timp foarte important pentru noi să facem câteva lucruri. Unu, să regândim produsul și să ne gândim dacă produsul pe care îl vindeam înainte de COVID a fost adecvat și dacă el trebuie să fie reambalat. Deci, a doilea, este un timp foarte bun de a ne gândi la cum putem să plasăm acest produs online și cum să facem vizibil pentru ca post-COVID să fim mai pregătiți și să fim mai capabili să vinim acest produs la consumatorul cu o răspundere adecvată. Și trei, este foarte important ca să folosim acest timp, să investim în online, să investim în a fi disponibil online și să fim să fim informați, alfabetizați digital. Aceasta este o criză, dar este și o oportunitate unică pentru a folosi acest timp, pentru a facilita și de a lucra cu consumatorii și să ne asigurăm că produsul pe care îl vindem este unul corespunzător pentru ei. Ce facem mai departe? Este important, evident, să putem să restabilim încrederea călătorilor. Asta poate fi făcut prin comunicările online. Atât Alexandra cât și cealaltă vorbitoare a vorbit despre acest lucru. Este foarte important că atunci când consumatorul vine pe website-ul tău, vine
pe platforma de furnizare ca să fie scris corect acolo, pentru ca voi să încurajați consumatorul, ca consumatorul să se simte ușor, ca să simte că poate și să vrea să rezerveze la voi. De asemenea, trebuie să încurajăm inovația. Asta înseamnă contactless, touchless, măsuri de securitate atunci când consumatorul este la voi. Deci rezervarea ușoară este foarte importantă înainte de a veni la voi. Deci a locul turismului. Deci vorba despre măsuri și reglementări mai stricte în ce privește experiența de vânzare. Acum consumatorul este foarte atent pentru a se asigura că noi putem să ne adaptăm la noile așteptări și cel mai important este că putem să le oferim încrederea și că putem să ținem de mână. Și ultimul lucru pe care l-am pus pe acest slide este turismul domestic, este acel turism pe care ne bazăm acum. Evident că turismul domestic este unul greu, pentru că este o platformă foarte bună de testare. În același timp, turismul domestic, turiștii domestici locali sunt cei mai critici ai noștri. Deci, în timp ce este greu pentru noi să ne adaptăm, este foarte important ca să folosim călătorii locali, să ne învățăm cum să ne adaptăm, cum să monetizăm și cum să ne implicăm cu turismul internațional atunci când va reveni. Deci pentru a dezvolta acest concept de staycations, adică de a sta acasă, dar a vizita locuri, deci să dezvoltăm turismul local și să folosim ca bază pentru a dezvolta turismul internațional. Bun, evident că noi știm despre faptul că Moldova este o țară frumoasă, o destinație frumoasă, deci evident că eu sunt subiectivă. Eu cred că este una din cele mai curioase destinații de turism a vinului în Europa. Și atunci când vin turiștii în Moldova, ei mereu rămân atât de impresionați de ospitalitate, de deci atenția uimitoare la detaliu care este oferită clienților, nivelul de expertiză pe care ghizii noștri locali și verificatorii îl au. Și cel mai important este că ei mereu rămân surprinși de cât de înaltă este calitatea serviciilor la noi. Deci, cu toate acestea, când vine vorba despre rezervare și a găsirea acestor experiențe, identificarea acestor locuri, acum mai mult ca niciodată, lipsa disponibilității în timp real pentru furnizorii locali aici în Moldova devine o problemă reală. De ce se întâmplă acest lucru? Evident că consumatorii acum rezervează foarte mult în ultimul minut. Ei nu planifică călătoria lor cu mult timp înainte. Și cel mai important este că ei, în mod prezent, se gândesc despre rezervarea, ceva ce este foarte specific, pentru că ei au o perioadă... pentru că ei, atunci când ei se uită la acea experiență, sunt foarte multe aspecte care trebuie să fie rezolvate. Deci dacă ne uităm la lumea pre-COVID, deci dura între 12 și 16 săptămâni pentru ca cineva să rezerveze și să caute o destinație. Și foarte des lucrurile cum ar fi acomodările și activitățile și transportul, cazarea, erau rezervate cu mult timp înainte. Acum acest lucru s-a schimbat și vedem că consumatorii ei rezervează în ultimul minut. Deci cineva, m-a întrebat pe mine personal, cum noi, deci, dacă vedem o schimbare în rezervări, dacă se majorează rezervările, da, comparativ cu aprilie, noi vedem o sporire substanțială în volumul de rezervări, atât online cât și la telefon. Deci oricum este foarte scăzut. Suntem doar la 15% din acolo unde a fost această etapă anul trecut, în luna lui august, dar ceea ce vedem noi este că consumatorii foarte mult se trezesc în ultimul minut și ei se uită așa, bun, granițele s-au deschis, acum pot să călătoresc foarte bine, minunat, vreau să rezervez ceva. Al doilea lucru pe care îl vedem noi este că
Deci Google Data, da? Adică near me, adică lângă mine. Deci ca să poți să captezi acest rezervare de ultim minut, să poți să găsești acest consumator care este lângă tine, trebuie să ai o vizibilitate foarte, foarte bună online și la loc. De ce înseamnă acest lucru? Aceasta înseamnă că trebuie să lucrezi cu platformele online, trebuie să lucrezi cu furnizorii de servicii locale ca să te asiguri că serviciile tale sunt vizibile consumatorului care caută ceva în regiunea ta. Al treilea lucru pe care l-am pus aici e ceva ce noi am învățat în ultimele două luni, este că consumatorii de fapt cheltuie cu mult mai mult acum dacă rezervează în ultimul minut. Aceasta evident că funcționează pentru în binele nostru, în folosul nostru, dar de asemenea este și în dezavantajul nostru, pentru că nu doar că ei cheltuie mai mult, dar ei așteaptă mai mult de la noi. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă ei plătesc pentru ceva, ei se așteaptă ca acest standard să fie foarte înalt. Și ultimul rând este că automatizarea. Plata trebuie să fie ușoară. Nu poți să le trimiți link-uri la plăți, nu poți să le trimiți facturi prin e-mail, nu trebuie să te aștepți să telefonezi de 10 ori, deci, sau să plătească în numerar la locul, la loc. Deci plata trebuie să fie rapidă, sigură și dacă vor să rezerveze mai mult decât un lucru, de exemplu, două sau trei activități, website-ul tău, platforma ta trebuie să aibă acest lucru. Adică asta înseamnă că atunci deci poți să aibă acest coș, da? Deci ca să poți să plătești totul pentru tot fără multe probleme. De ce parteneri mai strategici? Eu am pus aici o imagine foarte sexy. Deci este foarte plictisitor să vorbim despre TripAdvisor și Airbnb și încercând să focusăm atenția pe cineva. Dar această fotografie este foarte reprezentativă. De ce noi avem nevoie de aceste marketplace-uri? Deci, așa cum am spus, monstrat, Google Advertising este foarte importantă. Deci, aceste companii care sunt aici, TripAdvisor, Airbnb, Expedia, Get Your Guide, ei cheltuie între ei mai mult pe publicitatea pe Google decât toți furnizorii locali împreună. Aceste companii chiar știu acest lucru. Deci pentru a capta piața, ei trebuie să-și pună toți banii în a acapara traficul pe pagina lor. Asta nu înseamnă că trebuie să dai comisia lor pe aceste platforme. Asta înseamnă că trebuie să le dai niște bani. Însă, de asemenea, înseamnă că ei pot să vândă pentru tine, ei pot să facă marketingul pentru tine, asta înseamnă că ei pot să obțină clienți mai buni pentru tine, adică că ei sunt mai țintiți. Și cel mai important este că dacă tu încă nu ai platforma, încă nu ai timpul și resurse de a investi în această platformă, aceste companii, ei pot să-ți ofere acest tip de serviciu și ei pot să-ți dea această experiență a utilizatorilor mai bună, acest suport a clienților mai bun. Ei sunt disponibili 24 din 7. Ei nu sunt companii mici, ei sunt companii mari care au rețele uriașe, care funcționează și de asemenea pot să funcționeze și pentru tine. Chiar dacă le dai 20% din comision sau 15 sau 10 sau 25, oricum ești într-o poziție bună, adică ei se ocupă de marketingul tău și fac lucruri pentru tine. Dar evident, trebuie să fii foarte, să lucrezi foarte mult cu ei, să te asiguri că reacționezi când e necesar și să lucrezi cu ei dacă fac un lucru bun pentru tine. Bun, ca să finalizez aici și să concluzionez, eu cred că ceea ce trebuie să facem acum este că să ne gândim la comunicare mai bună cu clienții. Și nu există un mod mai bun decât prin digitizare. Platforma voastră, pagina de Facebook, contul de Instagram, comunicarea pe WhatsApp cu clientul e cea mai bună modalitate de a comunica și de a încuraja pe ei să se simte siguri în ce privește problemele ce țin de COVID-19. Întrebările pe care le pun ei, eu voi fi sigur, voi fi în siguranță? A doua întrebare pe care o pun ei, eu voi putea să rezervez, să anulez în ultimul minut? Asta e a doua întrebare care apare și este foarte importantă, pentru că ei vor ca banii să le vină înapoi. Eu o să primesc banii înapoi, fără comisioane și întârzieri. Dacă restitui banii unui client, nu poți să păstrezi
comisioane, nu poți să restitui banii aceștia peste 2 luni, peste 3 luni. Deci știm toți cu despre dezastrul cu care se ciocnez cu clienții, cu companiile aeriene și care nu restitui banii, care nu le dau banii înapoi în industria noastră. Nu putem să facem acest lucru. Banii trebuie să fie restituiți, ei trebuie să fie returnați. Pentru că acestea sunt circunstanțe fără precedent. Și cel mai important este ce se va întâmpla mie dacă mă îmbolnăvesc. Deci toți clienții cu care vorbim noi, ei mereu se uită la asigurarea lor și vor se asigure că dacă ceva se întâmplă, atunci ei se vor îngriji și infrastructura va exista pentru a-i susține. Toate aceste informații trebuie să fie disponibile și trebuie să fie puse pe platformă, pe canalul vostru de rețea socială și toată comunicarea trebuie să fie făcută pe WhatsApp cu clientul vostru și trebuie să răspunzi aceste întrebări chiar și înainte ca clientul să le pună. Chiar dacă ei nu te-au întrebat, trebuie să te gândești la faptul că asta să le stă în mintea lor și ei se gândesc aceste întrebări și trebuie să poți să răspunzi la aceste întrebări înainte ca ei să le pună. Așadar, este important să ții de mână clientul și este important că este bine de început pe online și, cum ziceam la început, în prezentarea lui Montserrat, sunt formele de crash, da? Și trebuie să știm de unde pornim. Câteodată este important să vorbim despre mai multe detalii, să abordăm fiecare din acele aspecte, dar deocamdată eu sunt sigur că toate aceste prezentări vor fi disponibile și pot să fie folosite de participanți la forum. Acum eu închid ecranul meu și ceea ce aș vrea să fac este să pun întrebări participanților, vorbitorilor, mai bine zis. Și dacă mai sunt întrebări, eu voi permite celor din echipa Antrim să mi le trimită. Și prima întrebare pe care o am este, de fapt, pentru Alessandra, dacă aș putea, Alessandra. Una dintre întrebări care a venit în legătură cu ceea ce a spus Alessandra este standardele la care putem să ne așteptăm în domeniul ospitalității, în turism la moment și care sunt principalele schimbări pe care urmează să le vedem pe parcursul următoarelor 12-24 luni. Eu știu că Este important să răspundem la ele, chiar dacă nu avem un răspuns clar acum. Bine, mersi. Eu mă tem că eu nu voi putea să răspund la întrebarea cu standardele, pentru că nu există standarde. Dacă mă întreb pe mine, care ar putea să fie aplicate în plan global. Bineînțeles că există standarde. De exemplu, standarde de sănătate, care sunt prescrise de Organizația Mondială a Sănătății, dar atunci când vine vorba despre standarde, evident că fiecare țară a implementat acele indicații în sistemele lor și ei probabil încearcă să ajungă la cea mai bună soluție posibilă, având în vedere dialogul pe care îl au cu industria. Eu nu cred că aceasta va fi, până la urmă, problema, Diana, pentru că ideea nu este ce standarde folosesc hotelurile sau restaurantele sau cerința referitor la câte persoane pot fi prezente într-un spațiu în același timp. Ceea ce facem noi, de fapt, este pe lângă monitorizare, cum am zis, și să ne asigurăm că nu există confruntare între idei, și ONG-urile, de fapt, salută eforturile atât a guvernelor cât și sectorului privat, pentru că nu multe hotele pot să implementeze anumite standarde de sănătate, inclusiv diferențele în modalitatea de curățare, adică nu poți să stai într-un hotel unde se face curățenie fiecare zi în hotel. Deci trebuie să ieși din hotel ca să se facă curățenie. Deci asta este una din practici. Dar, în general, sectorul privat, sectorul de ospitalitate, cum ziceam, care nu include doar cazare, dar și spa, restaurante și toate aspectele de ospitalitate, ei au implementat multe măsuri și au depus foarte multe eforturi pentru a asigura că vor putea să primească oaspeți. Și o altă întrebare, care este un pic mai vagă, cred că
una din tipurile de întrebări pe care le zic citirea în globul de cristal. Este un fel de o normalitate. Noi toți ne punem întrebarea ce urmează și eu cred că și mai multe părți ale sectorului și reprezentanții industriei, eu sunt sigur că vor fi de acord cu mine. Noi încercăm să rămânem pozitive, adică încercăm să spunem că nu e cum am zis mai devreme. Nu, deci este cum, de fapt, reîncepe. Și anume, asta contează cel mai mult. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă în Spania. V-ați fi gândit că în mijlocul verii noi vom avea cifre în creștere cu cazuri noi, foarte multe cazuri noi, pe când lumea poartă măști peste tot, chiar când iese afară. Este o situație cu care trebuie să ne confruntăm și care trebuie să-i facem față. Noi vrem să oprim răspândirea virusului, dar iarăși acest lucru va duce la sectorul la o altă încetare a activității. Nu înseamnă că noi ne gândim cât de repede ne vom recupera, dar ne punem întrebarea ce companii vor depăși această criză, pentru că cea mai mare frică referitor la sectorul turismului este rata de supraviețuire a companiilor, pentru că cred că Monsera va fi de acord cu mine. Sectorul de turism, practic în toată lumea, este constituit din 80% din întreprinderi mici, mijlocii și chiar micro. Toate profesiile care s-au dezvoltat pe parcursul ultimilor câțiva ani, cum ar fi, de exemplu, lucruri specializare, cum ar fi ghizi specializați sau specializări în turism, adică cele mai mici nișe au fost acoperite, iar acum revenim înapoi la adică este un lucru, un singur loc unde se întâmplă lucrurile în turism este muntele sau mare, dar de fapt ne punem întrebarea cât va mai dura lucrul ăsta și atunci când conduci o companie și timp de 6 luni nu ai activitate, adică nu poți să faci venituri, atunci e ușor să renunți. Bine, atunci când vinzi ceva, în spaniolă este un cuvânt jubilación, așa cuvânt care definește asta și eu voi aștepta să văd rata acestei jubilación, adică reușită. Noi, de fapt, stăm în alertă maximă să fiți atenți, pentru că s-ar putea să nu mori din cauza COVID, dar ar putea să mori de foame și de criză economică. Și acest lucru, trebuie să fim pregătiți să ne confruntăm cu acest lucru. Da, este un punct valabil și, de fapt, noi am observat deja o descreștere a activității partenerilor noștri locali care au fost poziționați online și acum au scos produsele offline și nu mai activează și nu mai oferă servicii. Eu aș putea să transpun situația în Moldova sau să revenim la situația Moldovei. Am menționat de la început sprijin, nivelul de sprijin este mult mai mic, unde nu există scheme de susținere a companiilor și companiile nu pot să conteze pe aceleași stimulente comparativ cu alte companii din Spania, Regatul Unit, Italia sau Franța. În Franța, de exemplu, sunt furnizori care au nu lucrează, nu fac nimic deja de 6-8 luni. În Moldova, evident că nu avem această opțiune de a nu activa. Și o întrebare pentru Montserrat și o întrebare despre digitalizare. Este o perioadă bună de a ne axa pe consolidarea prezenței online? Este o perioadă potrivită să ne gândim cum să poziționăm online produsul? Este perioada potrivită pentru a ne pregăti de atac? Să fie, de exemplu, vom minimaliza totul, vom reveni la bază, nu avem nevoie de 20 de angajați, nu avem nevoie de o persoană care să ne facă conținutul pe Instagram, nu avem nevoie de o persoană care să facă marketing pe e-mail. Aceasta este o perioadă să învățăm ce înseamnă digitalizarea pentru noi și dacă ar fi să analizăm furnizorii mici și mijlocii care joacă un rol
finanțial în Moldova, unde ați vedea că este momentul potrivit să începem? Pentru că este un instrument extraordinar, dar de unde începem și de cât timp e nevoie ca să ne acordăm, cât timp să ne acordăm pentru a, ca să ajungem la un moment când suntem, să ne simțim satisfăcuți. Bun, complicată întrebare, dar în primul rând sunt două lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Una este afacerea noastră, business-ul nostru, și al doilea este cum să facem business, modelul mai rezilient pentru compania pe care o avem. Dacă putem în continuare să prestăm serviciu, mai întâi, da, trebuie să facem și website-ul. Strategia este, deci să facem site-ul și rețelele de socializare. Deci site-ul în mijloc și apoi rețelele socializare, de socializare care direcționează traficul către site, pentru că aveam motorul de rezervări și așa mai departe, ele toate sunt pe site și apoi avem alte date tot pe site și de aceea direcționarea traficului pe website, trebuie să avem un website bun. Și acum ne gândim, bine, că atunci când nu lucrăm și suntem locați așa, este momentul potrivit să îmbunătățim site-ul. Și probabil va fi și a doilea val de COVID, cu frica în Spania, cel puțin, este că în octombrie, noiembrie, decembrie va veni cel de-al doilea val. Iarăși, companiile vor fi închise, de aceea trebuie să vă pregătiți pentru încă o carantină și pentru a nu putea face afaceri fizic. Încercați să vă gândiți ce puteți să faceți online, să faceți business modelul mai rezilient. Dacă este un hotel, este foarte complicat. Dar, de exemplu, dacă ești un ghid, încearcă să vezi ce poți să vinzi online, ce servicii poți să oferi online, astfel încât să puteți să aveți măcar ceva venituri. Dacă vorbim despre supraviețuirea afacerii, avem nevoie de niște modele de business mai reziliente, iar business modelele bazate pe locație fizică va fi foarte greu să asiguri reziliența dacă vine al doilea val. De aceea, haideți să ne pregătim puțin pentru asta. Dacă nu este nicio posibilitate de a face ceva online, atunci nu avem cum. Închidem hotelul și atât. Dar dacă, bine, încercați să analizați dacă puteți găsi o modalitate de a continua să aveți venituri, chiar dacă trebuie să închideți clădirile fizice. Asta se numește adaptarea business modelului la reziliență și încercați să faceți așa lucrurile. Da, e complicat, dar încercați să vă gândiți cum e posibil de făcut. Dacă nu, dacă veți fi deschiși, puteți să aveți website-ul și rețelele de socializare, un pic de publicitate și în publicitate este un concept foarte interesant, un sistem. Dacă investești 3.000 de euro în publicitate, cât primești înapoi? Dacă primești 30.000, deci investești 3.000 și primești 30.000, atunci nu este nicio problemă, ai un sistem pozitiv. Încearcă să găsești acele sisteme pozitive cu pe segmentele de piață, iarăși acesta va da reziliență și optimizarea motoarelor de căutare, rețele de socializare, trafic către site, posibilitatea de a menține relația cu clienții. Da, mulțumesc că m-am înserat câteva concluzii. Sunt că înainte să vină lucrurile, să devină bune, probabil că va fi mai rău și trebuie să te gândești la branding și de asemenea potrivit de momentul de a începe să lucrezi la aceste posibilități de digitalizare, pentru că fiecare dintre noi are capacități diferite. Și, Alessandra, mai aveți o întrebare, dacă pot, iar este foarte general, pentru că poți să te confrunți cu provocarea și ești unica care poate să răspundă la acest lucru. Și următoarea întrebare este, care sunt practicile sau campaniile pe care țările europene le implementează pentru a putea să facă față perioadei post-COVID? Iana, eu pot să te întreb despre ce campanii vorbim aici?
Eu presupun că este vorba despre, bine, e o întrebare generală, așa, nu știu de la cine a fost. Eu presupun că e vorba despre practicile care au fost puse în aplicare de state pentru a sprijini companiile din industria noastră. Nu prea sunt sigur aici, pentru că campaniile, în mod normal, se referă la campanii promoționale și eu pot să vă garantez că multe țări, în special în zona mediteraneană de sud, au încercat destinații, au încercat să comunice vizual prin videouri, să zicem, să spună că vă așteptăm. Deci la început campania era despre, adică noi încă existăm, noi o să vă ajutăm să vă realizați visele, dar și asta vă ajută la răspunsul, acum este perioada online, acum, pentru că este momentul când trebuie să fiți pregătiți, pentru că să fii gata este cel mai important lucru acum. Asta este unul din aspecte și când putem să ajungem la posibilitatea de a deschide frontierele, totul va fi deja pe internet. Comunicând prin video, să-mi spună că totul este bine, tot sunt în siguranță și veniți. Am auzit de lucruri care se întâmplă prin intermediul jurnaliștilor, adică multe chestii se întâmplă. Dacă sunteți, vă referiți la campaniile referitor la măsurile de sprijin, noi monitorizăm acestea de la început și de la bun început noi am creat un panou care vă permite să intrați pe site-ul nostru și să verificați măsurile care sunt pe acel panou, măsurile diferitor state care au fost implementate. Selectați regiunea, țara și puteți vedea ce s-a făcut în acea țară pentru a sprijini sectorul cu monitorizarea intervențiilor în sănătatea generală, în sănătatea publică, cu sprijin. În multe țări, în multe situații, țările au oferit sprijin care are diferită conotație în diferite țări, dar a permis oamenilor să nu-și piardă locurile de muncă. Instruire gratuită, de exemplu, în Portugalia, unde au continuat să discute cu companiile ca să se asigure că ele nu își pierd focusul atenției și o altă măsură este orientată direct către consumatori. Sunt țări care au oferit bani în formă de, sub formă de bonusuri, vouchere consumatorilor, turiștilor, potențialilor turiști, în special la nivel național, pentru a le stimula posibilitatea lor de a merge în vacanță. Adică sunt diverse tipuri de măsuri. Comisia Europeană, cum ziceam mai devreme, de asemenea a luat o poziție pentru a înțelege cât de important lucrul ăsta este și a introdus anumite excepții la reguli. De exemplu, dacă oferi sprijin unei companii mari, cum ar fi în Germania, de exemplu, sau unei companii naționale de aero, nu poți să primești sprijin doar dacă nu depui cerere pentru excepții. Ce a făcut Comisia Europeană? A permis fiecărui stat membru să aplice la ajutor direct, fără să încalce regulile de concurență. Deci măsurile astea vin să sprijine sectorul privat, să asigure că industria cumva supraviețuiește. Bun, dacă măsurile astea au fost bune sau nu, noi nu putem să judecăm. Eu cred că oamenii ar trebui să evalueze, pentru că întotdeauna oamenii pot să spună că eu pot să învinuiesc că am primit puțin bani, dar alții ar putea să zică că eu am făcut la maxim ce am putut. Ideea este că atunci când nu este pregătire, nu te aștepți la asta. Guvernele au făcut la maxim, au depus eforturi maxime, pentru că nu erau pregătiți să facă față unor evenimente dezastruoase mari. Unele guverne poate erau mai pregătite, altele mai puțin, dar fiecare guvern a făcut maxim din ceea ce puteau. Și asta s-a dovedit că unele sunt mai reziliente ca celelalte și unele sunt
mai obișnuite cu utilizarea datelor și așa mai departe. Date, date, e nevoie de cifre. Întotdeauna e nevoie de cifre. Nu doar să evaluezi ce ai făcut, dar să estimezi, să faci programe, să țintești. În cazul tău, Diana, de exemplu, trebuie să stabilești țintele mai mult ca niciodată și mai mult ca niciodată trebuie să înțelegi că nu este doar să arunci zarul în vid. Machiavelli spunea, cât mai departe și mai sus vei ajunge, cu atât mai departe vei fi. Dar trebuie să stai foarte focusat, adică și toți clienții tăi. Cine sunt cei care încă sunt interesați și pot să plătească? Cine sunt clienții noi? Pentru că ei sunt valoroși, pot cu ușurință fi accesați, pentru că aici este momentul când partea de planificare este absolut esențială, cu certitudine. Mulțumesc foarte mult în primul rând. Alessandra și Monserrat, mersi, a fost într-adevăr foarte valoros, cu multe idei noi. Eu personal vreau să mulțumesc pentru ce am aflat și am învățat despre viitorul industriei noastre pe parcursul următorilor câțiva ani. Dacă vorbim despre ceea ce a spus Alessandra și să tragem niște concluzii și întrebări, mai avem întrebări, dar nu mai avem timp pentru ele. Eu sunt sigur că organizatorile pot transmite vorbitorilor noștri și pot să le răspundă prin e-mail sau pe WhatsApp. Dar ca să închei, eu aș vrea să zic că, în primul rând, cred că este cel mai probabil, se va face, lucrurile vor deveni și mai urâte, este o tragedie, dar totodată aș spune că în industria turismului noi ne descurcăm foarte bine să facem, să creăm oportunități din tragedii și nu a fost o perioadă mai cu mai multe provocări pentru noi decât este acum. Dar eu cred că trebuie să luăm în calcul faptul că acesta este momentul potrivit pentru noi, perfect pentru noi, pentru să ne pregătim pentru momentul când lumea va deveni la un fel de normalitate, când influxul de turiști va fi normal, pentru că ceea ce vedem astăzi nu este foarte ordinar. Și cum ziceam, nu avem abilitatea de a prezice ce se va întâmpla mai departe. Fiți pregătiți pentru timpuri mai grele. Utilizați instrumentele disponibile astfel încât produsele dumneavoastră să fie gata atunci când revenim la un fel de normalitate, oricând va fi ea, nimeni nu știe când. Cel mai important lucru, eu vreau să subliniez un lucru care mi-a plăcut spus de Alessandra, este acest concept de a fi împreună, de a fi uniți. Dacă vorbim despre, ne gândim la ideea aceasta de a fi uniți la nivel local, de țară și global, nu a fost un moment mai important de când trebuia să lucrăm împreună cu vecinii, cu furnizorii, ca să vă asigurați că puteți împreună să construiți produse, ca să atrageți mai mulți turiști. Dacă puteți să vă bazați pe platforme internaționale, TripAdvisor, Expedia, și să vă faceți schimb cu consumatorii, cu siguranță faceți asta. Dar cel mai important, dacă puteți să folosiți clientul local, clientul național, să testați lucrurile, să faceți schimburi cu ei, să aveți un dialog cu ei, să vă pregătiți pentru următorul influx de consumatori internaționali, atunci cu siguranță trebuie să faceți lucrul ăsta, pentru că consumatorii noastre locali sunt cei mai buni judecători și ei sunt cei mai buni și cei mai răi clienți în același timp. Este o perioadă potrivită pentru experimente, pentru pregătire și pentru interacțiuni. Eu sper că evenimentul a fost util pentru toată lumea, a fost pentru mine cel puțin. Mulțumesc tuturor pentru participare, mulțumesc participanților pentru întrebări. Acum vom încheia la ora 12 fix. Dar înainte de asta, ultimul lucru, aș vrea să rog pe
toată lumea, mâine la 4, ora locală, este cea de-a doua sesiune și din câte cunosc eu, va fi expediat un link și invitațiile vor fi expediate de antrim. Prezentările vor fi puse la dispoziția tuturor și asta înseamnă că detaliile de contact, de asemenea, vor fi puse la dispoziția tuturor și atunci puteți să trimiteți direct întrebările dacă acest lucru va fi necesar. Vă mulțumesc tuturor încă o dată și sper să aveți o săptămână reușită. Mulțumesc, la revedere! La revedere!